pari mai revenit în locul unde ai marcat ultimul gol al pe Giulești. Cum te simți în acest moment? Cum să mă simt? E un sentiment extraordinar. Mă încearcă multe amintiri. Am văzut stadionul nou. Mă gândesc că cum ar fi fost să marchez un gol pe ăsta nou, pe stadionul nou, nu pe stadionul. Sentimente unice, sentimente care probabil le vom mai avea, dar din tribună, în viitor. Și, nu știu, sunt bucuros că fac și o parte din marea familie a Rapidului. Vei avea șansa să înscrii din nou pe acest stadion, pentru că vei juca pe teren la evenimentul de sâmbătă. Te vei reîntâlni cu foști colegi, cu Daniel Niculae, cu Daniel Pancu. Cum vezi acest moment? Da, dați seama, ei sunt niște legende. Pentru mine sunt idolii copilăriei mele. Nu știu, o bucurie, să spun așa, de nedescris. Mă bucur ca un copil. Chiar dacă am vârsta care am, mă bucur ca un copil. Nu mă așteptam și tocmai de aceea voi avea emoții ca la primul meci care am debutat aici pe Giulești. Întoarce această minge pentru Demci. O centrare foarte bună și este gol! Zero Rapid, marchează Marian Vlada cu capul din 7 metri, centrare perfectă a lui Alin Denci și această sărbătoare are acum toate ingredientele. Golul tău din meciul cu Modelul a rămas ultimul pe vechiul Giulești, bănuiesc că pentru tine e un sentiment aparte. Povestește-ne puțin acel gol, dacă sigur îl mai ții minte. Da, da, n-ai cum să nu-l ții minte, pentru că până la urmă și evenimentul, adică meciul care a marcat retragerea lui Pancone, cred că asta a contat în seara aceea cel mai mult. Însă pentru mine, ca un copil, ca un fost junior al Rapidului, ca un copil care a început exact la poarta unde s-a și înscris cu 25 de ani în urmă, am înscris să înscrii după 25 de ani, e un sentiment aparte și nu știu dacă poți să-ți dorești ca un, nu neapărat, și ca suporte și ca fotbalist, ceva mai frumos de atât să ți se întâmple. Tu ești unul dintre noi venit din galerie, din tribune. Cum crezi că vor arăta tribunele Giuleștiului pline? Cred că vor fi neîncăpătoare. Probabil dacă stadionul avea 30.000 sau 40.000 de locuri, cu siguranță se umplea. Cu siguranță va fi un show total. Prima apariție a galeriei pe noul stadion, cu siguranță va fi probabil ceva de neuitat. Ce mesaj ai pentru suporterii rapidiști? Așa, ca de la suporter la suporter, nu știu ce mesaj aș putea să am. Pentru că eu știu ce simt ei, că la fel simt și eu, și să se bucure, să fie o seară în care, asta va fi o seară în care va rămâne probabil în istorie, de acum încolo, la fel cum s-au întâmplat toate lucrurile frumoase și toate meciurile și toate, nu știu, poate toate golurile care s-au marcat pe Giulești, va fi un nou început, poate va fi un nou început și pentru galerie, un loc nou, vor trebui să se obișnuiască cu noua casă, cu siguranță ei vor fi la înălțime, pentru că mereu au fost și nu știu dacă cineva a putut să intreacă în România. Mulțumim și ne vedem pe teren, sperăm să reușești să înscrii și pe acest nou stadion și să te bucuri de acest eveniment. Mulțumesc mult de tot!